Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în săgetător. Etalare pentru aproximativ luna mai. Puteți să considerați până pe 9-10 iunie sau chiar mai mult. Ce aici? Da. În timp ce am amestecat clarificatorii, a apărut îndrăgostiți. E o decizie importantă în dragoste. E o poveste de dragoste cu care vă luptați voi sau altcineva. Probabil sunteți puși într-un triunghi amoros. Din cauza asta se fuge, din cauza asta apar tăceri. Și oportunitatea care este sau ar fi fost între voi, probabil că întârzie, se lasă așteptată. Din cauza acestor lupte, lupte pentru putere, din cauza egoului. În fine, situații. Dar trebuie să alegeți. Hai să vedem situația generală despre care vorbesc. Pentru săgetători aproximativ. Aveți încredere în voi? Nu știu că vorbesc despre săgetători, dar uneori, ca orice om, poate și voi vă pierdeți încrederea. Interesant. Regele de aer pentru unii dintre voi, poate cineva cu marcaj în semnul gemenilor, și mama, dar a venit mama care este împărăteasa, da? Mama zodiacului împărăteasa, care a venit așa, un pic într-o parte. Poate aveți o mamă în semn de aer, unii dintre voi, sau acest rege de aer este influențat de mama sa sau de soția în mama copiilor săi într-un mod negativ? Nu știu. Voi știți. Acum tot găsesc diferite chestii pe aici. A, interesant, poate că cineva caută nod în papură. Nod în papură sau defecte, de dragul de... Cum? Nu știu ce am, de tot mă uit la bad după firmituri, da, bă, o picătură de apă, un fir de păr. Prostioare. Prostioare. La capătul setului de cărți, trei de spade, dezamăgire în legătură cu o pasiune. Asul de bâte. Din cauza a două femei, interesant. Și incapacitatea cuiva de a-și găsi înțelepciunea și de a alege corect. Doi de spade. Marcaș puternic, doi de spade. De fapt, e șase de aer, dar în această imagine văd doi de spade. Și văd și un soi de as de cupe, dar... Dar... Cineva nu știe să aleagă. Marcaș puternic în balanță, iar. Dezamăgire. Hai să vedem. Săgetători, vreau să fiu un pic mai iute. Am întârziat destul de mult. Soare, lună, vine să ascende nodul nord în săgetător. Dar nu faceți ca mine să vă uitați după toate punctulețele pe care le găsesc. Acum mi-am pus ochelarii și le văd mai bine, știi? Uneori mai beau cafeaua pe chestia asta și mai pun un biscuițel, o prăjiturică, știți cum e când te alinzi? Da. Diavol, bă, e o chestie obsedantă, iar puterea, ego-ul cuiva, obsesia cuiva, dorința de a avea ultimul cuvânt, de a avea putere, interesa marea preoteasă secrete, sau poate un suflet pereche trebuie să stea în secret din cauza acestor lupte pentru putere, din cauza unei energii karmice, din cauza unei situații foarte toxice, poate și asta. Ia, o dată, de două ori. De trei ori și apare șase de spade, dorința de a călători, probabil că e o distanță între voi, dar în primul rând de a călători înspre zări mai bune, că v-ați săturat voi sau cineva, cel care vrea să căsătorească, s-a săturat de acel diavol, de apele tulburi, eventual. Mai aproximativ. Trecut. Nouă de bâte. Eremitul și doi de spade, că am văzut mai devreme și doi de spade, într-o formă sau alta. Blocaje, tăceri, amânări, e o lecție spirituală prin care treceți voi, pentru că trece și altă persoană. Cine trece prin această lecție spirituală, a trebuit să-și asume. Cineva nu știe să aleagă, trebuie să-și asculte intuiția, nu rațiunea. Din cauza asta blochează multe oportunități, își blochează destinul. Eremitul caută steaua, caută lumina interioară. Și până la lumina interioară trebuie să se ghideze după cineva.
Probabil acele blocaje v-au făcut să nu mai comunicați cum poate ați fi vrut sau ar fi fost normal. 2 de monede, al 2 în prezent. 3 de spade. Și justiția. Justiția injustă sau nedreaptă. Justiția lângă 2 de monede și 3 de spade, pardon. Incapacitatea de decizie a cuiva atrage blocaje și blocajele astea produc suferință, dezamăgiri. Justiția pentru mine înseamnă și contract la locul de muncă sau căsătorie. Dar înseamnă și karmă. Dacă cineva n-a știut să aleagă și a produs suferință, mai devreme sau mai târziu, va culege ce a semănat. Conștient sau inconștient. Interesant că apar 3 de spade iar. Cineva și-a... Și interesant, de ce n-am nimic cu balanțele? Am și o rudă de balanță care suferă din cauza unor relații toxice, dar balanța e singura zodie care este reprezentată de un mecanism. Interesant, nu? De un mecanism. Nici măcar de un animal, de un simbol, da, de un om, cum e fecioară și vărsătorul, da? De o ființă. Este reprezentată de un mecanism. Și interesant, în aceste de cărți, inima cuiva este foarte mecanică, metalică. Dar interesant, apare aici un ceas. Și aici apare un ceas. Timpul curge și acest personaj încă nu și-a găsit direcția în viață, lumina interioară, dragostea interioară, și provoacă în stânga și în dreapta suferințe prin incapacitatea de a alege. Această incapacitate de a alege blochează pe ceilalți, își blochează singur oportunitățile, dar îi blochează și pe alții. Tot se duce, se învârte între două relații. Ba acolo, ba acolo, ba acolo, ba acolo. În loc să-și armonizeze, că vorbesc de justiție și asta înseamnă armonie, echilibru, să-și armonizeze în primul rând relația cu persoana sa. 9 de cupe în viitor. Oh, ce frumos, mă bucur, mă, pentru voi, soarele, și 2 de cupe. Yes, 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 pupă, mama, și vă îmbrățișez. În sfârșit, sper să nu se schimbe la clarificări. Păi la cum erau de sumbre cărțile în prezent și în viitor? Bine, și Mercur retrograd, ce vă așteptați? Da, dar pe viitor aș spune când iese Mercur din retrogradare, 9 de cupe. Bucurați-vă că iese, da? Că avem aici Mercur, da? Bucurați-vă când va ieși, bucurați-vă. Soare, 2 de cupe, va veni un suflet pereche de care vă veți bucura. Doamne ajută, Doamne ajută, cineva care poate, unul dintre voi aveți cățeluși? Eu am cățeluși, dar ei sunt negri, nu sunt albi. Da. La capătul setului de cărți, 8 de monede, 7 de monede, puterea, în marele preot, căsătorie, magician, împărăteasa și regina de cupe. Oh, ce femeie frumoasă trebuie să fie asta! Regina de cupe și împărăteasa, o femeie divină, cu sufletul deschis, dispusă să aducă inspirație, foc, pasiune și dragoste. Să manifeste relații spirituale, da? să manifeste compasiune, relații puternice, să investească în oameni care vor să muncească în relații. Dar cei care stau pe loc și se gândesc prea mult și stau în grija asta pentru ziua de mâine, pentru ce trebuie să ofere, eu știu, unora altora, 6 de monede, iar balanța. Balanță ca și simbol, nu neapărat zodie. Da? Cei care sunt pasivi, agresiv pasiv, aș spune. Din păcate, zodia balanță are această tendință. Uneori, mai ales bărbații. Dar, trecem peste asta, sunt observații personale și nu doar personale. Chiar când citiți despre Mercur și Marte în balanță, o să înțelegeți ce zic. Cine e prea pasiv în a comunica și a crea o legătură spirituală profundă, profundă, de suflet și cu abundență cu femeia divină, rămâne să se lupte în familie,
să, da, puterea și marele preot să se lupte în familie, eu știu, cu neamurile, cu, eu știu, persoanele cu care s-au căsătorit, să se lupte acolo. Și să rămână o persoană precaută, cu gândul doar la muncă. Mesaj. Doar la muncă. În sensul de făcut bani, nu mulți ai muncă. În sensul de făcut bani. Dar, hai să clarificăm. Ia să vedem mai. Să vorbim și despre voi. Dacă ați experimentat niște blocaje. În trecut. Tăceri. Cineva v-a lăsat în întuneric, în ceață. Sper că și v-a dezamăgit, că încă simțiți această dezamăgire în prezent. Sper că vă ascultați intuiția, vă lăsați sufletul deschis, faceți cale. Vedeți, e singura carte în care doi de spade nu blochează inima și creează cale către intuiție, către emoții. Dacă v-ați păstrat sufletul deschis, karma se va transforma în dharma pentru unii dintre voi. Tocmai pentru că ați suferit și ați fost lăsați în frig, în ceață, ați învățat lecția suferinței și, într-un fel, 8 de monede ar putea să vă reprezinte pe voi care ați muncit cu răbdare să creșteți, să fiți mai puternici, să deveniți spiritual, să fiți oameni, să manifestați creștere spirituală, da? Și care ați muncit în acest sens, cu 8 de monede, poate să fie și munca voastră. Lăsați în urmă niște relații karmice care v-au adus dezamăgire și, repet, justiția divină vă va aduce 9 de cupe, 2 de cupe, fericire maximă, suflet, pereche, soare, voie bună, dans, râsete, glume, gâdileri, ce vreți voi. Da? Frumos. Nu știu. Deci arată bine. Ia să ne uităm totuși un... Da. Puneți capăt suferinței. Începeți un nou capitol, o schimbare, iau-te. Dar cu viteză! În momentul în care spuneți stop, karma, ce karma, ok, să trăiți, am înțeles. De acum încolo vine, iau-te, cu viteză maximă. Schimbare de situație, bucurii, fericire, comunicare deschisă, nu? Miscommunications. Unul vorbește, altul tace. Păi ce, asta este monolog, nu? Mai totuși, săgetătorii, am nodul nord și știu ce e aia. Și am cunoscut și eu săgetători, sunt vorbăreți, sunt volubili, sunt simpatici în felul lor, știți? În felul lor. Eu vorbesc de aia fain, nu vorbesc de, nu știu, devierile de la simbol. Regele de aer și mama. Mamă cam, o femeie distorsionată, cu alte cuvinte, mama copiilor sau mama lor, o influență, probabil. Hai să vedem tot. Am văzut împărăteasa, dar aici este cu regina de cupe, cu regina de cupe, o împărăteasă faină, puternică, plină de compasiune. Hai să vedem. Nouă de băte în trecut. Pentru săgetători și săgetătoare, 9 de băte. Ce asta? 3 de monede și cavalerul de spade. Probabil că a venit cineva valvârteș, probabil pentru unii la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Și v-a atras atenția. Sau poate voi le-ați atras lor atenția. E posibil că săgetătorii atrag atenția prin felul în care se implică și la locul de muncă și în toate, da? Volubili, simpatici, scoateți din amorțeală pe unii dintre ei, din blocajele astea. Dar, dacă, mai este și varianta, dacă, da, a fost o oportunitate de a construi ceva la distanță, dar au fost și niște secrete. Secretele fiind blocajele.
sau și una și alta, blocajele fiind secrete. Eremitul în trecut, vă rog frumos, dragile mele cărți, 6 de cupe, ia uite. Un suflet pereche care v-a lăsat în așteptare, v-a pus în așteptare din cauza blocajelor, nu doar, blocajele de multe ori le creăm și noi. Știți cum e? Când vrei să treci blocajul, treci blocajul. Și dacă au fost restricții, să zic, COVID-ul pe care l-am trăit cu toții, băi, totuși, poți să construiești altfel, se găsesc soluții de construcție dacă vrei. Dar apar tăcere în legătură cu un suflet pereche, totuși judecata, da? Ați judecat, ați înțeles că distanța, că nu-i cazul să mai așteptați scuze, sper că ați înțeles asta, că nu-i cazul să mai așteptați scuze, poate au fost niște sarcini nedorite, poate a fost imaturitate emoțională sau poate și. Așa, distanță în special, dar distanța asta creează autosabotaje. Nu o să-i că vă minte cineva că nu știți niciodată care e adevărul dacă personajul nu-i lângă voi. Logic. Dar 7 de spade, care? Înseamnă minciunele, înseamnă strategii. Aici ați judecat voi. Când cineva vă lasă în frig în ceață, înseamnă că mai are alte chestiuni. Undeva mai la distanță, știți? Un copil de crescut cu, cu valetul de cupe sau eu știu ce chestii, știți? Niște chestii. Niște chestii, lumea, capitole, la. Ați judecat. Se pare că ați judecat și cu 2 de spade. Ați gândit. Și ați zis, bă, nu se merită. Așa zic, ia uite ce frumos, în timp ce vorbesc, apare roata norocului. Ați vrut să ieșiți. Și ați văzut mai încolo, că apărea. Ați vrut să ieșiți. Din acest, ba, vorbim, cavalerul de spade vorbește. Eremitul nu vorbește. Cavalerul de spade vorbește și construiește. Eremitul simte comunicarea la distanță, dar lecții spirituale, nu zice nimeni că tot timpul trecem, cum a zis și mai la un videoclip, da? Împăratul poate să fie soțul vostru, regina de spade sau un semn de aer, regele și regina de spade, da? Un semn de aer. Căsătorit destul de mult și cu niște situații nasoale, ori în familie, în legătura karmică, 4 de monede și diavolul, ori la locul de muncă sau poate și, ori o relație toxică. Sau tentația versus relația karmică. Tentația uneori este chiar femeia divină, dar neînțeleasă. Oh, vero. 2 de monede. În prezent. Diavolul, băș. Dar, încheiere de capitol, e distanță între voi și cineva. Interesant. Mai văd altceva. Văd că cineva la distanță își dorește să se căsătorească cu voi, să vină spre voi. E chiar obsedată de această fericire pe care o vede cu voi. Dar probabil aici este. Se tot duce în urmă. Poate altă persoană, de zic că și voi, și ei, și voi știți. Da? Dar de ce zic și voi și ei? Pentru că știu ce zic. Pentru că, în general, în relații, ce trăim noi se oglindește și în viața celuilalt. Da, e bine noi să ne eliberăm de relațiile toxice, karmice, adicții, frici, ca în viitor să atragem oameni care seamănă cu noi. Diavolul și 2 de monede. Bâh. Poate să fie cineva care nu știe ce să facă, are obligații la locul de muncă, are un job, că e casa totuși a jobului, da? Și nu știe să relaționeze cu oamenii, în relațiile personale, intime. Aici o monedă mai mare, aia banul, cariera, profesia, de ce nu, why not? Și moneda mai micuță, relațiile personale. Păi da, cineva lucrează probabil undeva la focuri industriale, într-o fabrică, interesant. Chestii cu motoare, cu mașini, cu roboți. Mai. Și pentru că lucrează interesant cu mine mesajul, dacă lucrează într-un mediu, apropo de inima tehnică, mecanică, să obișnuiți să aibă de-a face cu relații din acestea făcutare, dar nu știe să relaționeze de la suflet la suflet, da?
Aici trebuie să învețe cineva. Aici este justiția, echilibru. Trei de spade. Ia uite, trei de spade, gata, puneți capăt. Un capitol încheiat, nu mai vreau suferință. No mercy. În ce sens? Nu mai vreau să iert de 11.000 de ori. Iert odată și gata, aș de-am vădea drum. Probabil că și distanța aduce multă suferință, cum zisei mai devreme, dar totuși, cineva tot vrea să vină spre voi. E o separare între voi și cineva. Și vrea să vină victorios. E o oportunitate care nu s-a manifestat din cauza unor bruiaje. Separări, distanțe, chestii și totuși. Să mai pun o carte pe lumea? Ce ziceți? Hai să mai punem o carte pe lumea. Hai mai dăm o carte pe această lume. Acest nou capitol. 4 de cupe. Ah, dacă voi ați încheiat capitolul, ei stau și regretă. O să le pare rău. Asta e. Și rămân scuzele în aer. Da? Lăsați-i. Ia uite, regele de foc. Pasiunea a fost, dar dacă n-au putut să simtă, regina de cupe, emoțiile pe care le oferă o femeie. Da? Cineva își oferă cupa și celălalt și se gândește. Iar mecanisme. Este crescut într-un sistem mecanic. Acest personaj să analizeze. Măi, cum făcea mai devreme? Măi, pipăiam chestia asta. Aici o firmitură, aici o pată, aici o picătură. Da? Se uită la cupă. Tu îi oferi dragostea, știți? Așa, frumos în cupă. Și, băi, cupa asta e din metal, aur. E placat cu argint sau cu ce este? Dar ce tehnică au folosit? Ce fel de apă? E apă de izvor, apă plată, apă minerală? Sunt chestii. Analiză. 4 de aer. Pentru că a fost rănit și acest personaj refuză, da? E refuzul. Le-ați oferit, dragostea au refuzat. Pasiunea se simte, dar cineva nu are încredere să o manifeste sau nu-i pregătit. Nu-i pe tron regele de bâte aici. Interesant, da? Și atunci, dacă cineva nu e în autoritate, cum să ofere scuze? N-ai. Plus că nici nu mai așteptați, măi. Nu mai așteptați scuze. Asta e. A pierdut ocazia, a pierdut, să fie de bine. Dăm și pe... Nu, hai să vedem totuși cu justiția. Clarificăm pe justiție. Poate sunt niște chestiuni legale pentru... Interesant, asul de monede, da? Karma vine într-un mod neașteptat. Yes! Oportunități într-un mod neașteptat. Super. Păi, 10 de monede, pardon, adică cu bani, reușită, succes. Yes! Pentru unii, hai să mai zic și așa, o să pun și invers. Turnul, justiția și asul de monede. Posibil cineva divorțează sau rupe un contract, poate și la locul de muncă. Bă, îmi bag picioare, îl rupe și gata, nu mai vreau. Poate un contract mult mai subtil, nu neapărat semnat, în fizic. Înțelegeți voi, contract subtil, karmic, care cineva pune capăt, gata, vreau ceva nou. Vreau o bijuterie de relație, nu relații chinuite, mecanice. Oh, interesant asta pentru că am vorbit 10 de monede, familia, da? Cineva care, exact personajul de care vorbeam mai devreme, da? Probabil, ăsta e felul mecanic de a fi, în relațiile de acasă, pentru că la job e mecanic, rămâne să fie mecanic și la. Nu știu, acum depinde și voi ce fel de oameni vă alegeți în preajmă. Eu fiind artistă, sunt deschisă către artiști. Dar, stai, dacă aveți oameni mai tehnici, nu e vina voastră, face parte din destin. Regele de spade foarte tehnic și regele de monede foarte tehnic. Mai dăm și pe diavolul ăsta, vrei? Hai mai dăm pe diavolul ăsta care scoate fum. 6. 6 de bute. Uite, o luptă. O luptă interioară. Cineva are în spate o familie, educație, da? O familie în care. Interesant că vine.
Acum văd altfel, împărăteasa. E lângă șapte de cupe. Lângă șapte de cupe, lângă magician, există o femeie, mamă sau soție, care are tendința să manipuleze acasă. În acest motiv apar tot timpul lupte. Și acest diavol poate să reprezinte luptele interioare. Și aici este... Cum să zic... Și poziția în care sunteți voi sau cealaltă persoană vă pune în această poziție, între ce mergeți? Între cei care vă oferă mai puțin asul de monede, diavolul, da? Pentru că sunt în relațiile acelea tehnice, mecanice, rigide, da? Lipsite de emoții, lipsite de autenticitate, sau mergeți înspre o nouă relație, asul de monede, care vă aduce victorie, da? Care va duce darmă, pentru că uitați, 9 de cupe, soarele și 2 de cupe, băi, adică colaborări, chiar dacă e la locul de muncă. 2 de cupe înseamnă colaborare. Asta, dacă vă iubiți și refuzați. Nu, 4 de cupe, nu mai vreau așa ceva, poate să fie refuzul vostru, am încheiat capitolul, nu mai vreau dezamăgiri, gata, pa. Mă duc înspre victorile mele și în momentul în care voi vă duceți înspre victorile voastre, vin într-un mod neașteptat și... reușitele și oportunitățile. Da, nu vrei un as de monede de la mine? Da, nu vrei de la mine? Da, nu vrei de la mine? Asta face karma. Va duce. Și dacă cineva se desparte să-i fie de bine? Mergeți înainte. Nu, eu n-am nicio treabă. Am întâlnit oameni despărțiți care au... Înțeles, domnule, nu merge, îmi văd de viața mea. Alții care au rămas fixați în trecut... De la ei nu prea ai ce să înveți. Dar de la cei care au înțeles că n-a mers într-un loc și își văd de drumul lor, de oportunitățile lor, cu atât mai bine. 9 de cupe. Viitor 9 de cupe. Yes. Da, dacă voi vă iubiți, rămân alții să rămână fixați cu gândul la voi. 8 de spade. Rămân ei fixați în trecut. Ah, se iubește. Are simțul respectului față de, da, valori de sine și al respectului. Probabil că soția lor o să vă invidieze, o să rămână fixată, obsedată. Problema și asta, soția, mama, cuiva care influențează. Dar voi, iubiți-vă, dragii mei, iubiți-vă. Hai să vedem soarele. În viitor, soarele. Ceva s-a întors? Da, ce ăsta? Șapte de bâte invers. Șapte de bâte invers? Interesant. 8 de cupe. Da, lăsați în urmă scandalurile, discuțiile, argumentele, invidiile, stagnarea asta în care vă țin unii, cu vorba, cu gândul, cu eu știu ce mai zic ei. Îi lăsați în urmă 8 de cupe. Gata. No. Și șapte de bâte merge către șase. Șapte de bâte nu mai este precaut decât cu cei care, eu știu, i-a rănit. Cu ceilalți, cu oportunitățile, este foarte deschis. Șapte de bâte. Deschiderea sau, în ce sens? Da, deschiderea voastră către... o nouă schimbare de energie, roată norocului, către asul de monede, care va veni într-un mod neașteptat, va aduce succes. Am zis șapte, invers merge către șase. E mai dăm o carte, totuși. Că vă și doi de cupe, da? A zis ei. Șapte de bute. De ce invers șapte de bute? Ia să vedem de ce a venit invers. Spânzuratul și puterea. Aveți o nouă perspectivă despre relațiile puternice. Relațiile puternice nu sunt relațiile în care doi oameni încăpățânați se luptă, da? Și iar sau se învârt în karmă, cum e aici, ia uitați-vă.
Ia uitați-vă, se învârt tot timpul, că vai, noi suntem puternici, stăm împreună, vai de ce puternici suntem, ne suportăm, ne certăm, da? Acum ne pupăm, acum ne certăm. Că am văzut 5 de spate, da? Asta e obsesie, obsesia cuiva. Aveți o nouă perspectivă. Despre ce înseamnă putere, despre ce înseamnă o relație între doi oameni puternici. O relație între doi oameni puternici manifestă ce? Bucurii. Nu adicții, nu obsesii, nu dezamăgiri și, știi, cu sufletul încărcat, nu mai stai lângă, ci că a semnat contractul. Băi, mă lași. Mă lași, ia uitați, 5 de spate la capătul setului. Părăsiri. Aici e adevărul. V-ați simțit părăsiți. Pentru ce? Că a stat pentru bani, pentru așa falsa stabilitate. Cine? Pentru cine zic? Vedem. Nu știu. Voi știți pentru cine zic. Dar cineva are parte de această trezire, asul de spade. Pentru ce stau eu aici? Pentru bani? Da? Și să mă simt singur, singură în relație? Și dacă vreau să fac o mișcare imediat, oh, unde te duci? Ce-ai făcut? Dar de ce te-ai întâlnit cu Xulescu? Dar de ce ce-ai făcut cu Xuleasca? S-a uitat vânzătoarea la tine. A, îți face o dulci. Băi, pardon. O relație de oameni puternici așa este. Vibrăm la unison, ne bucurăm, ne învârtim, ne... Creștem, adoptăm animale. Creștem copii, eu știu. Și ai vecinilor dacă e nevoie, pentru că avem energie. Aici este o schimbare de perspectivă. Și mai era, unde era? Parcă, nu mai știu care era. Era pe aici, cred că am luat-o, ce am făcut cu ea, nu mai știu. Da, am luat-o. Ce făcui? Ah, nu, aici era puterea. Da? Doi de cupe, hai să vedem la însăgetători. Doi de cupe, sufletul pereche, Yin Yang. I-am început iar să lucrez inspirată din Yin Yang. Se termin proiectul pe care l-am cu prietena mea și apoi mă bag pe... împăratul, doi de cupe, bre. Poate e un adevărat împărat ăsta, mă. Wow. Doi de cupe, vine împăratul, da. Vine un personaj important, iar 7 de spate, judecata. Asta e 5 de cupe, regrete. Hai să plângă. Wow! Interesant. Posibil să vină bărbatul divin al unora dintre voi să judece, să-și dea seama că s-a păcălit pe unde a fost, felul în care s-a purtat, că autosabota și relația cu voi și alte relații, să lase în urmă o viață, n-a spune musai de minciună, că este prea dur, lipsită de autenticitate, de curaj, da? Judecata, renaște. Își dă seama că e de singur și că prietenii și triunghiurile amoroase nu îl satisfac, că nu-i aduc nicio bucurie. Asul de cupe este doar în mâna voastră. L-a refuzat cândva, probabil, sau ceva s-a întâmplat. În fine, ideea este că acest personaj, care posibil să revină la un moment dat, sper să fie când iese Mercur din retrogradare, că apare o judecată, dorință de împăcare, de restabilizare, acest împărat, în ce sens? Bărbat care s-a maturizat, nu contează vârsta, s-a maturizat. Intră în autoritatea sa. De ce zic? Pentru că apare regele de cupe și regele de monede și steaua. S-a vindecat de tendința de a manipula emoțional. S-a vindecat de tendința de a fi prea fixat pe bani, poate. Și asta pentru că și voi v-ați vindecat, se vindecă și el în paralel sau ea. Dar vorbim totuși de energie masculină. Da? Acest personaj cu judecata și steaua și doi de cupe, vrea să fiți împreună ca să fiți stabil, ca să vă oferiți dragoste și să străluciți împreună cu steaua. Da, interesant. Lasă în urmă și obsesia pentru muncă, 8 de monede și niște trădări în anumite relații. 5 ar putea să fie 5 casa...
marele preot, familii, educație, da? Se transformă. Adevărul îl va transforma sau îl transformă. Deci, cu alte cuvinte, nu cred că... Nu, eu cred că se vindecă de niște tendințe, da, asta, manipulatoare, eu așa simt. Asta pentru că este steaua foarte puternică și judecata judecă acțiunile, gândurile, tendințele. Și vrea să renască, sensibil și puternic. Și nu mai vrea alte, cu patru de cupe, refuză alte promisiuni, alte oferte din partea altora. Aici este patru de cupe. Refuză cupișoare. Nu, vrea cupa aceea despre care am vorbit la Regina de Cupe, eventual. Sau poate alt personaj, vedeți. Energie masculină. Aveți foarte multă energie masculină în această etalare. Am început cu Regele de Spade. Avem soarele care e energie masculină, regele de, am văzut regele de foc de mai multe ori, împăratul, iar regele de cupe, regele de monede, multă energie masculină. Măi, ia uite și am clarificat cu setul ăsta. Bă, lasă așa să fie, așa cum a fost, trebuia să fac cu ăsta, dar hai să mai clarific câte ceasul. Hai, dacă e, hai să vedem totuși dacă tot... Clarifică și roata norocului din trecut. Astea ultimile le mai clarific. Am rămas așa, a fost să fie ce, că pot să clarific și cu acelea set. Eu vreau. Ia uite, mai roata norocului. Vreți să mergeți către bărbatul divin sau... Și apare în viitor, vedeți? Sau, dacă sunteți femei, să vă stabilizați voi viața, nu aveți nevoie de reguli nimănui, de tendințele toxice, da? De oameni mecanici. Nu. În sensul nou de meserie. Mecanic ca și stil de viață și de a, nu pot să zic de a simți, că nu poți să simți când ești mecanic, da? Pur și simplu funcționezi, nu simți. Oameni care funcționează, dar nu simt. Cu alte cuvinte, dacă acești oameni v-au dezamăgit, mai vedeți, ia să pun umbriți. Așa mai, așa iubire. Vreți să mergeți, ați hotărât de mai mult timp că vreți să vă atrageți bărbatul divin sau până la bărbatul divin, doamnele care știu ce au de făcut, trebuie să-și stabilizeze viața. Nu poți să oferi ca și împărăteasă dragoste cui nu primește, cui nu merită, cui aia, da? Cu e preocupat cu, eu știu, contracte, cu joburi, cu căsătorii, cu familii, cu tradiții, cu astea, tăceri. Da? În primul rând, împăratul din voi, oricare ați fi. Ia uite, regele de bâte și trăsnetul și stea. Știți că trebuie să vă vindecați de confuzii, de imaturitățile cuiva și să străluciți deasupra familiei, interesant. Unii dintre voi trebuie să străluciți deasupra familiei voastre, dincolo de familia în care v-ați născut. Așa am simțit un mesaj. Dar vindecați confuziile și alegeți-vă dintre toate oportunitățile. Cred că ați ales deja vindecarea, e alesă mai de mult timp și asta. Asta e fain, că vedeți, se schimbă. Karma în prezent va aduce noi oportunități. Într-un mod neașteptat va veni și regele de bâte. Acela care, pe care îl meritați. Sau, dacă sunteți bărbați, regele de bâte să fie încrederea în voi. Da? Împăratul și regele de bâte. Deveniți voi bărbații aceia super fain pe care își dorești orice femeie. Ia clarificăm în prezent urmul. Ah, ce frumos! Asul de cupe și asul de monede. Ești nebun, de-aia apar și invidii. What the shit! Yes, yes! Să moară dușmanii! Ok, ok, să moară. Mai ales fostele, dar femeile karmice, soțiile, or să se obsedeze, or să se blocheze mental. Cum e bine? Cum poate să-i fie bine? Nu te poate. Ia uite și asul de monede. Păi, sincronicități, pisi.
sincronicități. Eventual cineva va fi dispus să se lupte pentru voi, pentru dragostea voastră, într-un mod neașteptat. Am zis, vine cineva, cred că e acest personaj, care apare în viitor, da? Care lasă garda jos eventual, renunță și el la stagnări, la alte chestii și se luptă. Ia dăm și pe împăratul ăla. Nu, pe doi de cupe mai dăm asta care e aici. Doi de cupe, țica mică, hai. Dar am vorbit, am zis că vorbesc și o jumătate de oră. Dar nu reușesc, mă. Hai, pe doi de cupe. Mai ce frumos, soarele și 8 de pute, de două ori soarele ce trebuie să ai două seturi. Și 8 de pute, o să vină cineva să vă bombardeze. Ia uite, regele de pute, împăratul. Mai, da, lasă în spate problemele, grijile. De acasă. Și o să vrea să vă bombardeze cu texte, cu atenție, cu la la la, cu bucurii. Frumos, yes, yes, yes. Mă bucur că am și eu ceva la sucitător. Așa. Ne, sfătulețe, calmați-vă emoțiile, pentru că ce vă așteaptă? Și asta e, cunoașteți-vă valoarea, vedeți? Regina de monede. Cunoașteți-vă valoarea, bucurați-vă de voi, de reușitele voastre și ieșiți, că asta înseamnă o transformare din programările în care ați fost și să lăsați spații să rămână obsedați și fixați. Voi, cunoașteți-vă valoarea, iubiți-vă. Yes, super fine. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.